Aici sunt pe pagina mea. Da? Pagina Costin 2003. Ce vreau să vă arăt imediat. Sunt unii apicultori care susțin că eu aș comenta de pe alte conturi false. Nu există așa ceva. Deci la mine astea sunt conturile, ia uitați-vă aici, care le știți. Costin 2003 și mai jos Preda Costin, da? Ăsta a mai fost schimbat, știți că ziceam înainte Costin cu springul sau așa. Deci uitați, pot să intru pe el. Deci Costin 2003 e ăsta, da? Așa, adică aici e pagina mea unde încarc eu filmulețe, dar bineînțeles că voi vedeți, uite așa. Da? Deci eu întotdeauna când, dacă las un comentariu, eu sunt cu Costin 2003. Au mai apărut alții care mi-au copiat imaginea asta, da? Și comentează în locul meu. Nu știu cine sunt ăia, nu mă interesează, da? Iar canalul al doilea e ăsta, Lantu, deci Costin 2003 și următorul este Preda Costin. Hai să intrăm și pe ăsta. Vă dați seama că am destui dușmani care consideră că, nu știu, le vreau eu rău, nu vreau rău la nimeni, mă cunoașteți de 10 ani de zile de când pun eu pe YouTube aici, sau nu cred că sunt 10 ani, poate 9 ani. Da, și asta e pagina cu conținutul ăsta unde mai scriam eu despre Dacia Spring și așa, da? Îmi pare rău că sunt persoane care, nu știu, îmi vor rău, vor să... Am început să primesc telefoane cu numere în ascuns. Da, deci a doua pagină e asta, Preda Costin. Astea două canale sunt ale mele, da? Costin 2003 și Preda Costin, unde am postat eu cu Dacia Spring. Da? Uite aici, filmulețele care le-am pus. Deci, ca să fie treaba înțeleasă clar, știți ce o să fac? Niciodată nu voi mai comenta la nimeni nimic. Adică, eu nu o să mai las, dar astăzi înainte. Suntem în 10 septembrie, da? Dar astăzi înainte, Costin 2003, cum mă știți, da? Sau numele meu, Preda Costin. Niciodată nu o să mai las niciun comentariu. Da? Nici la vreun live, nici la vreun filmuleț de-al vostru, niciodată nu o să mai las, cu toate că eu foarte rar lăsam cât un comentariu și în comentariile respective scriam decât bravo, felicitări, deci niciodată n-am vorbit urât la adresa nimănui, da? Sau să las vreun comentariu aiurea. Dar pentru voi, ca să știți și să nu se mai interpreteze aiurea, niciodată nu voi mai lăsa comentarii, da? Adică dacă o veți vedea undeva vreun comentariu cu simbolul ăsta 2003 sau chiar Costin 2003, înseamnă că e un cont fals făcut de altcineva. Da? Cred că s-a înțeles. Deci eu, Costin 2003, niciodată nu o să mai las comentarii la niciun video de al nimănui, nici pe live-uri, pe nimic. Ca să înțelegeți clar că nu sunt eu ăla. Sunt conturi false făcute de nu știu cine care îmi vrea rău și vorbește de rău despre mine. Niciodată n-am jignit pe nimeni și nu jignesc pe nimeni. Cam murdară mașina, trebuie să o spăl. Ia să vedem aici. Da, trebuie să pun miere. Bună dimineața! Cheile, mai găseam cheile. Deci, după cum v-am arătat, eu atât am canalul de YouTube Costin 2003 și Preda Costin, canalul celălalt unde mai puneam eu filmulețe cu Springu. Trebuie să înțelegeți că sunt persoane care vor să-mi facă rău. Adică, fac anumite filmulețe împotriva mea,
îmi pronunță numele. Posibil acele persoane să fi avut anumite comentarii de la alți apicultori și ei consideră că sunt comentariile mele, nu tăticule. De astăzi înainte, Costin nu mai pune niciun comentariu, ca să înțelegeți clar. Stai să închid poarta. Cu toate că nu prea puneam eu comentarii, nu lăsam comentarii la alte filmulețe, foarte rar când lăsam câte un comentariu, dar de obicei dă bine, niciodată dă rău. Cred că mă cunoașteți de atâția ani de zile, nu am jignit niciodată pe nimeni și n-am comentat niciodată să, nu știu, să fac rău la cineva, Doamne ferește, departe de mine gândul ăsta. Că a fost o mică neînțelegere între mine și Oprea, s-a rezolvat, ne-am împăcat, nicio problemă. Nu știu, cu cine a mai fost probleme. Mai era cu Dragoș când zicea atunci cu votarea că eu sunt panait. La fel, iară o aberație. Nu sunt panait, nu știu cine e la habar, nu am. Repet, de astăzi înainte, Costin, sub numele meu, Costin 2003, niciodată nu mai las comentariu. Ca să înțelegeți clar, dacă va apare vreun comentariu sub numele ăsta, Costin 2003 sau cu simbolul ăla, cum am scris eu 2003, așa, înseamnă că e un cont făcut fals de cineva. Dar să înțelegeți clar că eu ce am de spus spun aici pe canalul meu. Și o repet, să o știe toți, nu am cu nimeni nimic din toată țara asta și din toată lumea asta, nu am nici ură, nici dușmănie, nici nimic cu nimeni. Da? Nici chiar cu Oprea, nici chiar cu, nu știu, cu Dragoș, cu Lucian, n-am nicio treabă cu nimeni. Deci de astăzi înainte, Costin nu îl mai interesează nici să pună un comentariu la un filmuleț de-al lor. Nimic. Eu îmi văd filmulețele mele aici și atâta tot. Cred că s-a înțeles. Cam mai făcut eu câte o pauză, uite așa, de nu mai pun filmulețe zi de zi. Asta e problema mea personală. Deci nu are niciun alt scop. E problema mea că vreau să pun mai rar. Poate o să încep să pun din nou zi de zi, cum puneam înainte, dar uite că acum o să pun mai rare filmulețele, ca așa vreau eu. E decizia mea. Vedeți că urmează un filmuleț incendiar. Cred că îl pun mâine. Mâine ce e? Joi? Miercuri? Da, bă, că nu știu ce e azi. Azi e marți, nu? Marți. Mâine cred că îl pun. Mâine îl pun la ora 6. Să vă zic titlul? Scăpedeți mâine. Ba da, mă, secretul lunea Elie, mă. Secretul lunea Elie, dar are puiet mult și stupi buni. O să vedeți mâine filmuleț. Deci, o repet pentru toți. Pentru mine nu-i greu să fac. Nu un filmuleț pe zi. Eu pot să fac două, pe fiecare zi, două filmulețe. Fiindcă mă duce capul și știu ce să vorbesc. Am subiect și am conținut întotdeauna. Fiindcă practic apicultura asta de atâția ani de zile, eu am ce discutat în domeniul ăsta apicultură. Și uite, ca să vedeți, fără să mă pregătesc, ia uitați-vă aici. Vi se pare normal așa? Cine sună aici? Și atenție, deschid telefon. Alo? Alo? Poftim. Deci, unii mă consideră pe mine persoana care, nu știu, fac rău la cineva, nu fac la nimeni. Uite, îmi sună telefonul în felul ăsta cu număr privat. Îmi sună cu număr privat. A depășit cineva în viteză. Pentru ce? Știu cine este persoana, fiindcă mie nu mi-e greu să aflu. Dar îl las așa, îl las așa să vedem ce vrea să facă. Bine că s-a nimerit acum în direct, chiar în filmare, ca să vedeți. Deci nu e prima dată. Face de multe ori chestia asta. Așa. Astăzi să discutăm despre reclamă. Băi, succesul. Care este, tata, în vânzare? Băi, reclama
Este mama comerțului, așa se spune. Deci, mama comerțului este reclama. Amene, n-ai oprit în mijlocul drumului. Vai de mine. Am oprit în mijlocul drumului. Bun. Revenim. Cum se vinde mierea? Cum se vinde orice produs, mă, până la urmă? Orice produs, cum se vinde? Cel mai bine se vinde cu reclamă, nu fără reclamă. Există reclama cea mai tare, nu știu, să o faci la televiziune, da? Deci cea mai tare reclamă să o faci la televiziune. Nu-mi permit să fac la televiziune, am făcut la radio. Nu acum, mai de mult am făcut la radio. Și din nou, nu se merită nici acolo. Adică am făcut aici pe zonă, la mine, pe un post radio local. Nu se merită la fel să plătești o sumă de bani și să te trezești că nu vinzi decât câteva borcane de miere. Nu, nu e justificabilă. Poate pentru alții va fi, pentru mine nu a fost. Atunci cum să facem reclamă? Cum să ne facem reclamă la produsele apicole? Sau, nu doar produsele apicole până la urmă. Bă, un apicultor ce poate să vândă? Păi da, poate să vândă miere. Poate să vândă lăptișori de matcă, polen, propolis. Sau eu știu, mai face el un amestec acolo, miere cu nucă sau cu ce mai face. Păi și cum să facem reclama asta? A, și ce mai poate să vândă? Păi stai așa, poate să vândă și roiuri, poate să vândă familii de albine, poate să vândă regine. Ce mai poate să vândă altceva? Nu știu, cam atât. Nu mai bine mie în minte acum, dar cred că sunt mai multe. Băi, la toate astea, nu merge să vii aici în față la YouTube și să zici eu sunt cel mai bun apicultor, cumpărați miere de la mine. Sau eu sunt cel mai bun crescător de roiuri, cumpărați de la mine. Sau familii de albine, sau regine, sau eu știu ce. Păi nu merge așa reclama să ți-o faci singur. Întotdeauna reclama funcționează foarte bine când ți-o face cel care a cumpărat de la tine. Adică a cumpărat miere de la tine, de la apicultor, de la tine care asculți, da? Ești apicultor. Prezintă-ți marfa frumos, mierea de albine, etichetează, pune, îmbracă-te frumos, du-te și o vinzi la clientul tău care l-ai. Prin prezența ta și vorbe frumoase și așa, el te va recomanda la altul. Bineînțeles, mierea să fie de calitate, când o gustă să fie ok, da? Și atunci te va recomanda la altul. Dacă persoana care a cumpărat miere nu i-a plăcut cum i-a îmbalată, nu i-a plăcut cum i-ai vorbit, nu i-a plăcut cum te prezinți la el, poate ești nervos, ești eu cum, atunci clar că persoana aia nu te recomandă la altcineva. Deci mierea poate să fie bună, dar dacă tu n-ai pus-o într-un borcan nou-nouț, cu etichetă frumos, nu ți-a văzut că o scoți mierea din mașină, de unde o ai acolo, cum am eu, raftul ăla, bă, făcut curat, frumos, aranjat, nu să ai în portbagaj, am mai zis eu, ai flexul, bor mașina și nu știu ce scule mai ai pe acolo și e borcanul după acolo, luați după. Deci mierea poate să fie foarte bună, ca și gust, dar omul la a doua oră nu mai cumpără de la tine. Deci, toate astea contează. A cumpărat mierea, i-a plăcut cum te-ai prezentat în fața lui, i-a plăcut borcanul, nu mânji de miere pe afară să se lipească mâinile de el și așa, i-a plăcut gustul, te recomandă și la altcineva. Ce înseamnă asta? Îți face reclamă. E simplu, nu? Un client mulțumit îți mai aduce încă 2 poate sau 3 clienți. Și uite așa se mulțesc clienții la Costin, ca să înțelegeți clar. Asta e tot secretul. Nu există alt secret. Apoi, uite, dăm exemplu cu la ce? Familii de albine. Am văzut și eu pe net, mamă, vând camioane, vând remorca apicolă, vând familii de albine, vând... E plin internetul, da? Cei care vând familii de albine, dacă tu pui acolo o poză cu o familie în 10 rame și cu rame clădite, frumos, făguraș pe acolo, crezi că duci în eroare? Nu duci pe nimeni în eroare, fiindcă omul ăla ce face? Vine la tine și când vede acolo că ai o familie amărâtă în 3 rame sau 4 rame,
Zice, păi domne, pe net ai pus o poză acolo. Aia era din vară, domne. Adică cauți cu șmecherii cum ar veni să duci în eroare pe cumpărător. Nu funcționează. Bă, dacă te-a sunat unul și vrea un roi sau o familie de... Spune-mi adevărul. Bă, roiul este pe 4 rame, e pe 3 rame. Spune-i cum e acolo. Familie de albine. Pe la data asta acum, care poate să zică vând familie în 10 rame și 7 de puiet? Că nu are nimeni așa ceva. 7 rame de puiet și poate în 10 rame o fi. Dar nu știu dacă vrea să o vând. Spune realitatea, nu căuta să minți și să înșel, că nu rezolv nimic. Te înșel singur. Ce mai sunt? Regine, la fel. Adică n-ar trebui să zic de regine acum, că considerați că bat apropo. Nu bat apropo la nimeni. Cine poate să-ți facă reclamă la regine? Păi cumpărătorul. Dacă a cumpărat de la tine și i-a plăcut, băi, a văzut rezultatul, că până la urmă o regină nu poți să zici îmi place de ea, e frumoasă, ia uite ce ochi are, uite ce... Nu, aia mai puțin contează, e frumoasă. Bă, trebuie să dea producție de miere, bă, tată. Deci dacă regina care o cumpără, sau reginele, o persoană cumpără un apicultor, cumpără 10 regine de la un crescător. Deci nu bat apropo la nimeni, ca să nu se înțeleagă aiurea. A cumpărat 10 regine. Păi ce vrea cumpărătorul la normal? De ce și-a cumpărat reginele alea? Să-i dea producție de miere, tată, să aibă familii bune și să-i dea producție de miere, nu? E, dacă lui va da producție de miere și va fi mulțumit, logic te recomandă și la altcineva, nu? Zice, bă, tăticule, uite ce aici, bă, ce mi-a făcut, bă, uite ce miere bagă pe astea. Și atunci respectivul crescător o să aibă clienți, dar nu face față. Nu-i simplu, bă. Bă, adevărul e cel mai ușor de spus și cel mai simplu de înțeles. Când umbli așa cu colișul și stai să vezi că eu am familiile cele mai bune, eu am mierea cea mai bună și hai să vezi și... Bă, tăticule, fii bă transparent, bă, pe față, direct, că mie așa mi-a mers bine în viață, că am fost așa direct și transparent și totul pe față. Da, îmi merge și rău din cauza asta că le cam spun așa pe față. Că eu am multe de spus și de discutat, dar se simt unii jigniți dacă spui adevărul în față. Asta e problema. Cam atât. Deci, cam asta e toată treaba cu reclama. Bă, reclama ți-o face clientul care a fost mulțumit, mă, de ce i-ai vândut, de serviciu care i-l-ai făcut, da? Cam atât. Iar în privința mea, o repet, încă o dată s-o audă toți. Costin 2003 nu mai lasă comentariu nicăieri, pe niciun videoclip, pe niciun live. Eu când am ceva de spus, pun aici pe YouTube, da? Deci filmulețul ăsta nu aveam de gând să-l fac, l-am făcut special pentru că am început din nou atacuri la persoana mea. Prin diferite postări a început atacuri la persoana mea, care eu nu am făcut la nimeni niciun rău, frate. Nu am comentat la nimeni, nu doresc rău la nimeni. Eu vă doresc ca toți să aveți stupii buni, să aveți familii sănătoase, să aveți producție de miere, să aveți vânzare la miere. Observați că vă dau și niște indicii cum să vă vindeți mierea. Ce vreți mai mult de atât? Spuneți-mi în comentarii dacă ceea ce aveți împotriva mea sau ceea ce vreți de la mine. Cred că am fost destul de corect, destul de transparent. Și ne vedem la târg. Sâmbătă, duminică, ne vedem la târg. Mi-a trimis o poză Apiteo. Apiteo.ro. Știți că am fost la el și am dat diafragmele să facă și el pentru vânzare. Băi, zic, uite, eu îți dau diafragmă, fă și tu dacă vrei. Și deja le-a făcut și mi-a trimis o poză. Băi, un băiat este testat, deci de-abia am dus diafragma, la două zile mi-a arătat teancul de diafragme. S-a dus la cineva de le-a făcut, nu știu, el știe, la un atelier acolo la... Deci, diafragma Costin 2003, așa o numim, așa vreau eu. Diafragma Costin 2003 o găsiți la apiteo.ro, la Târgu Apicol de la București, dar bineînțeles că îl puteți suna. N-am numărul lui. Așa că vi-l las acum, ia să vedem. Să știți că stau cu mâinile pe volan, să nu ziceți că nu stau cu mâinile pe volan. Că am telefon inteligent. Teo. Teo Voleni de Munte. 0766 820 652.
îl puteți suna și vă comandați diafragme dacă vreți să vă luați diafragme. Deci nu mă sunați pe mine că nu vând eu. N-am eu scop să fac afaceri din astea cu inventarea picul sau așa. Mi s-a propus să facă magazin, să deschidă, nu el, altcineva mea. Nu trebuie să fac așa ceva. Eu vă dau informația, bă, ce folosesc? Eu am zis, lasă-mă să țin eu secret că am eu diafragma aia cum am gândit-o eu așa. Lasă-mă, eu dau lui Teo, ia Teo și vouă și vinde la toată țara care vrea să-și iasă și cumpere așa ceva. Deci ne găsim pe la târg la București, care vrea să discutăm față în față, ne găsim acolo. Și o repet, să știți că cum să zic, pot să țiu capul sus, fiindcă nu am jignit pe nimeni, nu am supărat pe nimeni cu nimic. Și pentru treaba asta am curajul să o spun deschis, care vreți ne găsim la târg și vorbim acolo față în față. Nu pe comentarii și pe filmulețe făcute, nu, tăticule, direct față în față, ca să vedeți că eu ăsta sunt, așa cum mă vedeți aici în filmare, așa sunt și în realitate, care m-a cunoscut pe la târgurile care am mai fost. Am dat mâna cu ei și am vorbit frumos, respectos, n-am jignit pe nimeni niciodată. Cam atât. Sănătate și numai bine. Pun astăzi filmarea și dacă mai sar așa câte o zi, 2, 3 sau 5 de nu pun filmare, să știți că asta e decizia mea, să pun mai rar și am un motiv de ce pun. Și cam atât tot. Adică pun filmulețe când vreau eu și când consider eu că vreau să pun. Punct. Deci o persoană mă sună aproape zilnic cu număr necunoscut și, mă rog, nu mai zic ce zice pe acolo. Important că sună cu număr ascuns. Și acum îi ascultați aici. 1. Contactează operatorul de telefonie. Unii furnizori de servicii de telefonie au opțiunea de a dezvălui identitatea apelanților care folosesc numere ascunse, dar această opțiune este disponibilă doar în cazuri justificate, cum ar fi hărțuirea repetată. Ei ar putea să te ajute în situația în care apelurile sunt abuzive sau îți cauzează probleme. 2. Depunerea unei plângeri la poliție. Dacă te simți amenințat sau hărțuit de apelurile cu număr ascuns, poți contacta poliția. În cazuri grave, autoritățile pot solicita operatorului de telefonie să dezvăluie identitatea apelantului. E foarte simplu. La mine în telefon s-a memorat câte telefoane am avut cu număr ascuns. Și e doar de la o singură persoană, că n-are cum să sune într-o zi mai multe persoane cu număr ascuns. De obicei una sună ca să te enerveze. Și când eu o să mă duc și o să le arăt telefonul câte apeluri am avut și mai ales ce a spus acolo, că se înțelege ceva clar ce a spus acolo, să dă de gol cine este, cam așa ceva. E foarte simplu de aflat. Servicii de identificare a apelurilor. Există aplicații sau servicii care pot redirecționa apelurile și înregistrează date despre ele, inclusiv identificarea numerelor ascunse. Cu toate Da, nu mai spun mai departe că există metode de aflat. Deci e foarte simplu de aflat. Așa că, prietene care suni, eu n-am nimic cu tine, nu te cunosc. Dacă tu crezi că îmi faci rău prin asta, vezi că s-ar putea să-ți faci rău singur. Nu încerca să mai suni, fiindcă nu te-am jignit cu nimic, nici nu știu cine ești. Adică nu ne știm față în față, nu te-am jignit niciodată cu nimic. Chiar când m-ai sunat cu număr ascuns, pur și simplu am deschis, am zis alo și atât. Deci nu, nici măcar nu te-am jignit când am răspuns la telefon să zici că vorbesc eu ceva nepotrivit. Nici măcar atât. Fiindcă nu îmi stă în caracter. Bun, cam asta am vrut să spun despre persoanele care sună cu număr ascuns. Să știți că există numărul ascuns, să poți să suni cu el, dar nu poți să fii chiar așa ascuns cum credeți voi. Nu se poate. Deci se poate depista. Bineînțeles, dacă vreau eu, m-am dus, am făcut plângere și se depistează și după aia când o venit o timp pe YouTube și o să zică direct așa pe față, adică de când mă duc la poliție o să le și spun aia, domnule, vreau să filmez, să vedem atunci ce iese. Așa că stați liniștiți. Stați liniștiți că nu faceți bine. Nu v-am jignit cu nimic și nu vă jignesc niciodată pe niciunul, chiar și cei care mi-ați făcut rău. Nu vă jignesc cu nimic, fiindcă nu îmi stă în caracter. Cam atât, sănătate și numai bine.